Bun găsit, stimați telespectatori, suntem la emisiunea Școala Gorjană. Avem în studio plăcerea să revină domnul Constantin Huică, președintele Uniunii Sindicatelor Libere din Învățământ Gorj, căruia îi spunem bun venit. Bună seara dumneavoastră, spectatorilor dumneavoastră, și înainte de a începe, dați-mi voie că suntem în prima săptămână de școală, am început un nou an școlar și vreau să transmit colegilor, tuturor lucrătorilor din învățământ să aibă parte de un an liniștit, să poată să-și ducă la îndeplinire menirea și frumoasa sarcină care au de a învăța tinerele generații cu multă sănătate și succes în activitate. Da, ne alăturăm și noi urărilor, mai ales că școala tradițională ar fi trebuit să înceapă mâine, pe 15 septembrie. Am început cu o bâlbă, așa, fostul ministru spunea că sunt câteva zile așa de școală altfel, până la urmă s-a început pe 12, deja suntem în prima săptămână și s-a intrat la ore, se fac ore. Cum este acest început? Cum îl vedeți dumneavoastră? Pentru că noi am titat acolo cu probleme și o să vedem, o să detaliem astăzi, că sunt și destul de multe probleme. Probleme au fost în fiecare an cu ocazia începerii anului școlar, pentru că fiecare ministru care a venit a vrut să-și lase amprenta, să facă altceva decât predecesorul său. Lucru care s-a întâmplat și anul acesta, începem pe 12, dar practic începem pe 15, până pe 12 împărțim manuale, aducem copiii să se plimbe pe la școală, dar răspundem de ei și așa mai departe. Dar s-a revenit, ministrul și-a dat seama că nu cred că a fost opera dumnealui, și a revenit, domne, începe anul școlar pe 12, normal, nu, școala altfel are etapele lui și cu care este și o noutate în acest an. Deci noutate în minus, dar totuși nu este în minus, că anul școlar are tot 35 de săptămâni de școală. Acea săptămână de vacanță care a dispărut din vacanța de iarnă este săptămâna care a fost luată de la sfârșitul anului școlar. Adică anul acesta am terminat pe 22-23 iulie, iunie, anul acesta vom termina în 16... Mai normal, 15, așa, pentru că erau 15, destul. Da, 15 iunie. A fost o vară normal, așa, care ne-am dus dintr-un examen în altul, practic n-a fost pentru cadre didactice, pentru inspectorate, sindicate și toate celelalte, n-a prea fost vacanță, adică a fost o perioadă plină, că s-au succedat așa evenimentele de la un examen la altul, de la un concurs la altul. Vă spun eu ce a fost. Un an în care reprezentanții ministerului nu au lucrat. Sau dacă au lucrat, au rămas pe hârtii, s-au făcut că lucrează, nu metodologii, nu salarizare, absolut nimic. Lipsa curajului de a lua o hotărâre în domeniul educației, au stat acolo și au văzut de scaunele lor și n-au luat nicio decizie majoră. A mers învățământul un an de zile din inerție, iar acum la începutul anului școlar s-au adunat toate, că e legea salarizării, că este concurs, să organizăm concursul pentru ocuparea funcțiilor de directori și așa mai departe. Dar un alt exemplu și să fiu, nu știu, părinții care au acum copii în clasa a patra, cred că ar putea acționa statul român în judecată pentru bătaia de joc generală din ultimii 4 ani. Deci acei copii n-au avut manuale în ultimii 4 ani. Au primit manualele doar la sfârșitul. La sfârșitul clasei a întâia, la sfârșitul clasei a doua, la sfârșitul clasei a treia și acum o să aibă aceeași soartă pentru a patra. Bine, nu știu cât a fost de vină aici, nu neapărat numai ministerul, e acea legislație tâmpită care face ca... Vom vorbi... Da, contestații și una peste alta să ne ducem foarte târziu. Dar concluzia, copiii n-au manualele respective. Aici e dureros. Și nici cei de clasa 11-a și a 12-a, care li s-a promis că vor avea manuale
gratuite oferite de către Ministerul Educației. Iată că vor nu veni, dar probabil îi vor termina clasa 12 sau... Termină clasa 12, deja copiii nu știu ce să facă, să-și cumpere din librării, da, să le aștepte pe ale guvernului. Aici e o... Adică sunt și probleme de organizare și cumva reacția sindicatelor este normală să condamne aceste lucruri. Da, vorbeam de probleme de început de an școlar, n-am fost scutiți în ultimii ani, ba, au fost ani de zile când an școlar care s-a început sub semnul grevei. Acum n-au fost greve, e adevărat. Proteste au fost ceva prin țară, pentru că ne-am trezit cu această ordonanță din luna august, care s-a aplicat de fapt de la 1 august, prin care cel puțin partea nedidactică, didactic auxiliar, este afectat foarte mult, dar chiar sunt și directori care, sau în orice caz, pierd datorită numărului de clase, pierd și ei la salariu. Sunt profesori de pierd la salariu din această cauză. Care e situația acum, am ales că în țară s-a ieșit în stradă până la urmă. S-a ieșit în stradă, vor urma și alte județe cu acțiuni de protest. Această ordonanță 20-43 și 43, după aceea modificările respective, a fost și în dezbatere publică metodologia de aplicare a ordonanței 20, iar la momentul respectiv nimeni nu a tras niciun semnal de alarmă. Că nu se poate aplica, nu este mulțumitoare. Totul a început în momentul în care au apărut normele metodologice de aplicare a ordonanței 20 și au apărut după data de 20 august. Ori în data de 25 trebuiau deja secretarii, contabilii să calculeze, să facă salariile. În momentul în care au încercat să introducă în calculator datele, nu ieșeau. Au mai apărut încă o versiune a sistemului. Da, Edu Salu a cunoscut chiar mai multe versiuni câteva zile. Da. A treia, când a apărut, deja a explodat toată lumea. Altă ordonanță repede că nu era bine, nu băteau cap la cap. Și în final au făcut o bâlbă acolo și au dat drumul la salarii, ceea ce a nemulțumit nu numai pe personalul didactic auxiliar, aici în speță secretarii, contabilii care pierdeau acel lemn de conducere sau care se acorda în funcție de numărul de clase. Problema aici se pune că nu a fost o ierarhizare totuși. Dai procentul sau acel M de conducere pentru școală cu peste 30 de clase, dar până de la 20 de clase nu prinde nimic. Una e să ai 15 clase sau de sub 20 de clase, alta este să ai 25 de clase, ori dacă ai 29 de clase, nu beneficiezi și munca este aceeași cu ce muncește mai mult ăla cu 30 față de ăla cu 29 de clase. Deci un lucru care nu este firesc. Cel mai dureros este faptul că nu s-au luat în calcul toate variantele. Sunt toate variantele cum sunt făcute încadrările în școli. Avem secretari și contabili care au norma formată la două școli, ceea ce însumând numărul de clase depășește 30. Și nu primește acest spor.
Și ori dar lucrează... nu este corect o asemenea situație. Exact. Un lucru care nu a fost prevăzut de cei din Ministerul Muncii, de cei din Ministerul Finanțelor. Deci aici trebuie din nou intervenit. Și la ora actuală singurul lucru unde se mai poate face ceva pe această lege a salarizării mai este în Parlament când va fi pusă în dezbatere aprobarea ei. Dar aceasta se face într-un interval de până la 6 luni, deci teoretic... Da, Federația Sindicatelor Libere din Învățământ a făcut, hai să-i spunem așa, presiuni la toți, la clasa politică, demersuri. Dacă spune că ați făcut presiuni, s-ar putea să vă treziți cu un dosar de abuz în serviciu sau ceva. Nu, am glumit, dar știți cum se interpretează la noi orice. Da. Către parlamentarii, da, tuturor formațiunilor politice care alcătuiesc Parlamentul, să introducă în regim de urgență această lege în dezbatere. Și există un feedback, adică vom avea dezbatere mai devreme, din ce știți dumneavoastră? Din ceea ce știm, se fac demersurile și probabil maxim sau acum în luna septembrie până la sfârșit trebuie, deci pentru că sunt oameni care îi pierd la salariu și oameni care nu îi mai recuperează, dar măcar într-o lună, maxim două, să putem rezolva aceste inechități. Bine, pe de altă parte, există în acest moment o discriminare în sistem, apropo de secretar, șef, contabil, șef, în funcție de numărul de clase. Deci și de ce vă aminteam asta? A spus dumneavoastră mai devreme. Nu există o corelație între numărul de... Nu exista cel puțin până acum. Dar pe partea cealaltă, până acum, aveam om care, să zicem, se ocupa de 7-8 clase, care lua aceeași sumă cu unul care avea și poate și internat și toate și avea și 60 de clase sau ceva de genul ăsta. Cred că o diferențiere trebuie să existe, da, dar altfel făcută și care să fie o corelație între aceste drepturi salariale și munca depusă. Apropo de această ordonanță până la urmă, ce mai știți de legea salarizării? Pentru că știm, la momentul când s-a vorbit de ea, sindicatele din învățământ n-au acceptat acest lucru, se vorbea de negocieri intense în această vară, chiar în această toamnă, că am putea avea un nou proiect de lege al salarizării. Ce se mai știe din acest punct de vedere? Da, domnul prim-ministru a spus că din această toamnă se va lucra la acest proiect al legii salarizării, un proiect de lege care va trebui să înceapă de la zero, adică să lăsăm ordonanța 20, să lăsăm legea 63, le lăsăm deoparte absolut tot ce a însemnat salarizare în învățământ până acum și să existe un moment zero în care la încadrare, unul este îngrijitorul de școală, 2 sau 1-0-2 este didactic-ul auxiliar și așa mai departe și pe orizontală cu celelalte sisteme bugetare. Adică dacă femeia de servici de la școală, îngrijitorul de la școală are 1, păi dar 1 trebuie să aibă și îngrijitorul de la spital și al de la primărie și al de la judecătorie. Da, și al de la tribunal. Pentru că e modul ideal de a vedea lucrurile. Modul ideal, sunt dar celelalte sectoare care nu vor fi de acord, pentru că salarizarea din învățământ este pe anumite funcții și mai ales pe ce spuneați dumneavoastră mai devreme, este net inferioară în învățământ față de alte sectoare. Deci la învățământ ar însemna o creștere. Și aceeași muncă pe care o face, că nu poate să-mi spună... Poate e și mai complicată. Poate este și mai complicată mai pentru că un îngrijitor are de a face și cu copilul. Bine, avem și acea propunere, de fapt e în ordonanță, acela, nu știu care mai este situația lui, în care personalul
nedidactic, îngrijitoarele de la învățământul preșcolar, să devină personal didactic auxiliar. Da, este, deci e prevedere în această ordonanță, deci îngrijitorii, deci ăsta este un plus pentru o categorie de personal din învățământ, pentru care federația noastră a încercat de mult timp să le dea un plus la salariu. Vedeți dumneavoastră, un îngrijitor de la o grădiniță cu program prelungit este alt de la o grădiniță de învățământul preșcolar. Are și alte atribuții în afară de a da cu mătura. Trebuie să cel de la grădinița cu program prelungit. Acela începe programul la 6 când încep deja copiii să vină la grădiniță, pentru că părinții n-au cu cine, pleacă la servici și îl duc la cămin, la grădiniță. Până la 8 când vine educatoarea, acest copil stă în grija acestui îngrijitor. Când are o problemă, o necesitate fiziologică, nu merge educatoarea, nu poate să lase 25 de copii în clasă și la să meargă să... La 25, că sunt 30. Sunt și 30 da. În oraș, da, sigur. Da. Să-i lase singur, că trebuie să însoțească pe acel copil la toaletă. Când se pune masa, nu vine bucătarul. Bucătarul e cel care pregătește masa. Masa trebuie ca să... Cine o pune? Nu sunt alți munci. Ci aceste îngrijitoare împreună cu educatoarele, ele trebuie să aibă grijă de copii, să nu-și verse mâncarea și așa mai departe. Deci au și o activitate, există justificare și trecerea în rândul personalului auxiliar este justificată și beneficiază totodată și de acel spor de fidelitate cei care au peste 10 ani vechime în unitatea. Problema, nu știm dacă ar trebui să se aplice acest lucru la personalul, la îngrijitorii de la învățământul normal, de la învățământul normal, grădințele cu program normal și mai ales în mediul rural, unde nu se prea adaugă, dar bănuiesc că toată lumea beneficiază, că așa e legea. Pentru că și îngrijitorul de la învățământ, de la grădinița cu are program un, normal, are și masă când au acel pachet, vin cu pachetelul, trebuie să strângă după ei, să le aranjeze, au cornul și laptele care îl varsă în cap sau prin pe ei și așa mai departe. Da, să... Haideți să schimbăm subiectul, sunt foarte multe și mie că nu ajungem să le parcurgem. Unul dintre ele, când ați mai fost și dumneavoastră aici în emisiune, dar ați avut declarații publice și dumneavoastră și liderii naționali, ați cerut concurs cu directorii de școli, s-au promis diverse lucruri în ultimii ani. Iată că până la urmă am ajuns în situația de a face așa pe repede înainte un concurs de directori care teoretic ar trebui să se desfășoare pe 12 octombrie proba scrisă și într-un interval începând din 13, 14, 15 octombrie și până în 17 noiembrie să se treacă și peste celelalte probe ale concursului, care mai multe probe. Da. Cum vedeți această situație și dacă este bine organizat, din ce vedeți dumneavoastră? Că din câte știu, poziția federației n-a fost chiar foarte favorabilă, să spunem așa, Ministerului Educației. Deci concurs pentru ocuparea funcțiilor de director n-a mai avut loc de 10 ani. Deci în urmă cu de 5 ani de zile, directorii sunt puși, sunt numiți cu detașare în interesul învățământului pe funcția de director. Am susținut, indiferent ce guvern a condus România, am susținut organizarea acestui concurs pentru ocuparea funcțiilor de directori. Toți miniștrii care au venit, și începem cu Pop, care a venit, fostul lider, secretar general al federației, care el în alea 60 de zile sau 40 de zile cât a fost ministru, a pus organizarea, de ce l-au pus din mai până prin iunie, a pus metodologie de organizare a concursului, care începea undeva prin august, în luna august. Toată lumea a sărit în sus. Cum? Așa repede? Nu avem timp să ne pregătim. A venit doamna Andronescu, amânăm. S-a amânat. A venit Pricopie după câteva luni.
amânăm, nu se poate ține. A venit Câmpeanu, amânăm. Până când să amânăm noi? Deci încercam, prin aceste concursuri, încercam să dăm o stabilitate școlii. Celui care conduce școala, care are un program managerial de conducere a școlii. Și nu se poate face pe un an. Nu se poate să-l faci pe un an. Adică că dacă dau un pic din urechi și nu-i place la cine trebuie, la primar și la alții, a încetat contractul de detașare, a încheiat definitiv, pleacă la catedră. Da, dar așa, lasă omul în pace să stea 5 ani de zile ca să... 4. Să stea să-și ducă la îndeplinire obiectivul, că sunt destule obiective care nu pot să le realizeze într-un singur an școlar. Iar acum, într-adevăr, deci s-a lungit, cu ce s-a lungit? Cu această perioadă în care a fost în dezbatere metodologia de concurs. Metodologia de concurs a fost publicată în luna iunie. Da, la început. Această perioadă era suficient de discutat în organisme, în teritoriu, până în luna iulie. Dar ea a ținut până în august, la sfârșitul lui august, hop, metodologia, țap, și acum ne mulțumește pe toată lumea. Într-adevăr, nici reprezentanții federației nu sunt mulțumiți acum, deși am susținut de 5 ani de zile. De 5 ani de zile susținem organizarea concursului, dar venire cu el într-un moment în care susținem și noi că nu este momentul. Deci și avem destule argumente în privința asta. Păi, între altele? Și da. argumente pe care președintele Federației a făcut un memoriu și către Senatul României și către Parlament, către Ministerul Educației pentru modificarea graficului de desfășurare acestui concurs. Care sunt argumentele pentru care susținem ca acest concurs să modificăm calendarul? În primul rând, a început anul școlar. Începutul anului școlar este sunt foarte multe activități pe care directorii în funcție trebuie ca să le desfășoare. Deci organizarea Consiliului de Administrație, a comisiilor care lucrează care funcționează în școală, constituirea claselor. Unii directori nu au încadrarea pentru toate orele. Încă sunt pentru prima probleme. Dată, astăzi, la nivelul inspectoratului școlar, sunt 60 și ceva de poziții în listă cu ore disponibile pentru care nu se găsesc profesori. Deci e declarație oficială a conducerii inspectoratului școlar făcută astăzi în ședința cu directorii. Aceasta este una. Pe anumite discipline, matematică, da. Fizică, chimie. Dacă vorbim și de plusuri, cei directorii care sunt la ora actuală în funcție s-au izbit de aplicarea prevederilor legilor pe care le au în metodologie, în bibliografia de examen. Și aceștia, e normal că le va fi mai ușor pentru a se pregăti. Mai mult, au la dispoziție sau au toată documentația din bibliografie. Pe când un contracandidat sau care nu a îndeplinit această funcție, odată are mai mult timp liber ca să se ocupe, să se pregătească, dar are dezavantajul că nu are documentația. Nu sunt aceste legi, trebuie să le scoată în bibliografia, da, să o găsească. Se găsește, dar necesită timp. Mai mult, sunt anumite documente pe care pentru a-ți depune dosarul trebuie ca să le iei de la alte instituții ale statului. Este ăsta cazierul, apropo cazierul de cazier, certificatul tocmai medical. Tocmai ce ne-a spus primul ministru, că a simplificat lucrurile, cazierul se ia, o trimitem pe net, un buletin scanat și luăm cazierul.
Dovadă, astăzi avem cu directori care au luat cazierul zilele acestea și care spun că ca și până acum se plătește timbru, te duci cu ăsta, stai și lei și ziua următoare. Deci cam așa se întâmplă, dar noi ne lăudăm că, nu, că facem. Mie mi-a trebuit în urmă cu o lună să-mi scot acest cazier. Am pierdut 3 ore aici la Târgu Jiu. Da, în condițiile în care se spunea că se face totul, vreau să s-au simplificat lucrurile. Unde s-au simplificat? Dar trebuie, du-te, stai la ca un să rând timp, să da. Plătești acel timbru, du-te după aceea în altă parte, deci acel rând îl iei în altă parte unde stai ca să dai documentele și uite așa... S-a simplificat puțin lucrurile pentru că cei care nu sunt directori în momentul de față trebuie să depună și evaluarea lor se va face pe baza PD-ului, planului de dezvoltare instituțională al școlii. E, acestea ar trebui să le ia de la școală sau... Să le încarce pe da, un... Ei, pot să le facă rost și de la inspectoratul școlar care le pune pe site-ul propriu, având în vedere că unele școli nu au site-ul respectiv, ei le vor face. Deci e termen limită ca până la sfârșitul săptămânii să fie încărcate pe site-ul inspectoratului școlar. Pentru toate școlile din județ unde se susține concurs. 112, cred. 112 candidați. Da, 112 școli, că școli, sunt, da. Sunt și câte doi candidați, director și director ajunct, sau doi directori ajunți. Dar de ce vă întrebam, apropo de poziția dumneavoastră, că iată, până la urmă avem, deși aș cerut acest lucru, suntem nevoiți da, ca să, să facem un pas, să facem un pas lateral. Propunerea dumneavoastră, care bănuiesc că este făcută ministerului sau... Către minister, către parlament. Bun, care ar fi? Adică până unde să se ducă calendarul? Adică cei care se uită acum la noi, deopotrivă, cadre didactice, poate chiar directori de școli, când ar trebui să se susțină, după opinia dumneavoastră, acest concurs? Multă lume spunea, nu domnule, în vacanța de vară. Păi, în vacanța de vară sunt alte activități. Deci, acest concurs trebuie să se țină în mai multe etape. Da, deci, conform legii, octombrie, legii, noiembrie de exemplu, și martie-aprilie. Da. În vacanța de iarnă, deși sunt sărbătorile, n-ai cum să-l duci acolo sau e după sărbători. Vacanța dintre semestre... Ar fi să fie una din etape, prima etapă, cea cu examen legislația, național. Da. Da. Cea cu legislația. Urmând ca pe parcursul până la sfârșitul anului școlar să se desfășoare tot examenul, iar și directorul să intre cu data de 1 septembrie să aibă un mandat întreg de 4 da. Ani fără... Da, deci asta ar fi altfel ca să-l ducem în vară. Haideți că ținem ocupați și ceilalți profesori, pentru că din comisia de examen mie trebuie să-mi vină din școala respectivă, trebuie să-mi vină doi profesori care sunt în corpul de experți manageriali. Odată. Sau oricum, doi membri ai Consiliului Profesoral care să aibă minim gradul 2. Minim gradul 2. Trebuie să aduc și doi reprezentanți ai comunității. Consiliul Local. Da. Și aici, iar la fel, contestăm faptul că poate ca să fie aceste persoane desemnate, pot ca să aibă și studii inferioare celor care dau examen. Păi, scuzați-mă, nu-mi evaluează mie CV-ul și cu planul managerial persoane care nu au treabă cu școala și care au decât studii medii. Când stai de vorbă cu un absolvent de studii superioare. Deci lucruri care nu ni se pare, nu am ajuns să fim evaluați așa. Sau oricine poate să evalueze școala la fel ca la fotbal. Toată lumea se pricepe... În general, la fotbal și la învățământ se pricep toți, da. Mai sunt acele probleme cu foarte greu ca să acumulezi cele 7 puncte din CV, trebuie să ai doctoratul, să ai nu toată lumea și atunci îi rămâne, deci se dă punctaj foarte mare la acestea și îi rămâne foarte puțin la celelalte și dacă nu le ai pe celelalte ai picat. Da, apropo de asta și cred că apropo de metodologie, una din punctele ei slabe, ați vorbit de doctorat, să fim cinstiți, în învățământul preuniversitar
doctoratul nu se cere, deci nu există ceva, nu înseamnă că nu e bun să fie luat, e toată lauda pentru asta, dar nefiind un lucru cerut expres de legislație, da, de a-l băga, a-l băga aici e exact ca, cum să vă spun, e puțin forțat și automat poate crea probleme, apropo să nu se facă acel punctaj exact, minim. Ai un candidat cu doctoratul care nu-l contestăm, dar noi la nivel național, la federație, ne-am întâlnit cu o situație de genul ăsta în care profesor cu doctoratul a dat de 3 ori definitivatul și nu l-a luat. Și ne întreba pe noi ce face în cazul de față. Mai poate să mai lucreze în învățământ? Ce spune legea? Nu mai poate. Și după ce trece perioada de 5 ani, da, nu mai poate. Da. Noi dacă a dat de 3 ori. Susținem și ca modificare privind doctoratul să nu mai fie echivalent cu gradele didactice. Nu. Ai doctoratul pentru pregătirea de specialitate care o ai în domeniul respectiv, pentru cercetare științifică, că asta înțeleg că presupune. Dar în învățământul de masă nu se prea face cercetare sau n-ar trebui să exact, se facă în mod... Și atunci să-și dea gradele, deci gradele să fie gradele, iar doctoratul, cine vrea să și-l facă, e perfecționare, este cercetare, cu totul altceva. Da, aveți dreptate din acest punct de vedere. Înainte de a depăși această fază legată de examenele de directori, avem câteva mesaje și vreau să vă spun că unul chiar este o invitație pentru dumneavoastră. Ați vorbit puțin de constituirea Consiliului de Administrație, că suntem în plină perioadă de constituire a Consiliului de Administrație. Și aici probleme, ba cu consiliile locale, la Târgu Jiu e altă situație, în sensul că deși s-a vorbit ca pe tot județul să mergem pe 13 în mare parte, acolo unde sunt mai multe rânduri de clase, ne trezim la Târgu Jiu că primăria spune că n-are oameni să trimită în consiliile de administrație. Este chiar o adresă oficială, primăria Târgu Jiu, și aici suntem puțin pe lângă, dar ținând cont de acest lucru, iată unul dintre mesaje spune așa: cadre didactice de la școala Padeș vă solicită dumneavoastră prezența mâine în ședința Consiliului Profesoral, unde directorul vrea să schimbe membrii Consiliului de Administrație aleși în mod democratic. Cunosc problemele de la Padeș. Sunt câteva abuzuri ale directorului de unitate, al directorului școlii. Am vorbit și cu inspector, cu domnul inspector general, cu domnul Ișvan, va trebui, adică să respectăm un pic metodologia. Domnul director, din ce am înțeles eu de la colegii de acolo, nu au ieșit sau profesorii nu au votat ca din Consiliul de Administrație profesorii coordonatori să facă și n-au ieșit să facă parte din Consiliul de Administrație, deci unde este o greșeală directorului, că normal. Deci potrivit legii, profesorii coordonatori fac parte din Consiliul. Se aleg ceilalți, da, membri din Consiliul de Administrație. Să începem, o să ajungeți la Padeș mâine sau nu? Nu, mâine nu ajung pentru că avem o altă problemă la Plopșoru și la ora 14 trebuie să fiu la Plopșoru. Am stabilit cu domnul inspector general, săptămâna viitoare ne vom deplasa împreună acolo să stăm de vorbă și cu profesorii și cu conducerea unității. Mai sunt câteva lucruri care nu concordă. Profesorii de învățământ primar sunt obligați să stea 6 ore, cei care lucrează la simultan, deși nu mai există nicio prevedere în legislație care să îi oblige. Tot ceea ce trebuie să facă este ca să-și facă datoria. Și va trebui să mergem să clarificăm aceste probleme. Am discutat cu domnii profesori de acolo, au fost și luni la inspectoratul școlar. Deci e un caz mai cunoscut, dacă îl știați. Altă întrebare,
Vă spun așa. Domnule președinte, am sperat ca în această toamnă să beneficiem de diferențe salariale care le-am câștigat în instanță. Nu doar că nu s-a întâmplat, dar riscăm acum să nu ne mai luăm nici salariile prin aceste reduceri de care vorbeați la începutul emisiunii. Ce ne puteți spune? Sentințe judecătorești pentru care putem să ar fi trebuit să le primim ar fi fost cele pe dobândă. Din păcate, Ministerul Finanțelor, Ministerul Educației ne trimite la primării, la consiliile locale, să aloce aceste fonduri. Dar primăriile sunt câteva capitole pentru care pot ca să aloce bani și anume decât pentru de la cheltuieli materiale. Ori nicio școală nu va putea ca să renunțe la cheltuielile materiale pentru a acorda aceste dobânzi. Noi am făcut câteva demersuri pentru a încerca pune în aplicare, în executare aceste sentințe, urmează în perioada următoare să vedem ce putem face. În ceea ce privește bani pe sentințe din recalcularea pe, în baza legii 221 și 330, pentru anul 2016 banii au fost, trebuiau primiți până în decembrie 2015. Acea rectificare bugetară care s-a făcut la începutul lunii iunie a fost pentru acele școli care au avut greșeală de calcul și nu au putut să dea în decembrie 2015 toate sumele care erau prevăzute pentru 2016. În rest, ceilalți trebuie în bugetul anului 2017 va trebui ca să prindem ce mai avem restanță din legea 330, că la marea majoritate 221 a fost achitat în integral. Ce avem vis-a-vis de ordonanța 20, se fac demersurile ca a doua etapă de majorare a salariilor, care era prevăzută în decembrie 2017, să fie aplicată de la 1 din luna ianuarie. Deși ianuarie 2017. Ianuarie 2017, dar iar la fel ne vom izbi undeva de problema bugetul mai mult ca sigur până în luna februarie 2017 nu va fi votat. Dar trebuie să continuăm să facem demersurile și chiar solicităm o majorare chiar cu 15%, pentru că deși ni se propune că va fi acea legea salarizării bugetare și va fi aplicat, o facem, sunt fel convins că mai ales în perioada asta de campanie preelectorală sau nimeni nu va sta la lucru și va face o lege unitară și iar ne vom trezi că îi dăm aluia că este mai volubil sau la aia că ne susțin mai mult în politică, în campanie. Suntem acum și un cititor, un telespectator ne și spune acest lucru, aveam de gând să vă întreb și eu. De fapt, am mărturisesc că am discutat și înainte de începutul emisiunii. Vă întreabă cineva din Turceni, spune, domnule președinte, cum comentează sindicatele intenția PNL de a mări norma didactică? Noi nu avem nici așa ore ca să putem supraviețui și ăștia mai vor să ne mărească și numărul de ore. Mărirea numărului de ore, ceea ce a scos o perlă din gură doamna Gorghiu, ar reduce cu 22.000 de posturi din învățământ. Deci ar fi 22.000 de concedieri. 22.000 de concedieri. O măsură liberală. O măsură liberală, da. Federația noastră a luat imediat poziția pentru a
denigra acest comunicat al doamnei Gorghiu. Astăzi domnul președinte a fost sunat. Domnul președinte Simion Hăncescu a fost sunat de doamna Gorghiu și a spus că regretă, a fost o greșeală, nu va face așa, iar domnul președinte i-a spus că i-a reproșat faptul că i-a trimis mai multe solicitări de a se întâlni cu conducerea Partidului Național Liberal. Lucru care... Întâlniri care au avut și cu alte partide, și practic. Cu alte partide, e uzuală, da, sigur. Da. Dar, normal, trebuie... Deci, în realizarea obiectivelor noastre ale sindicatului și pentru membrii noștri de sindicat, pentru toate cadrele didactice, că din păcate beneficiază și nemembrii de sindicat, că sunt tot lucrători ai învățământului. Facem demersurile și apelăm la toate formațiunile politice care alcătuiesc Parlamentul ca să ne susțină. Iată, am făcut în această perioadă să ne susțină să introducă pensionarea anticipată cu 3 ani fără diminuarea pensiei, pentru introducerea statutului de autoritate publică pentru cadrele didactice. Acestea noi le propunem. Avem un grup de parlamentari care ne susțin, dar trebuie toată lumea. Acest lucru îl facem și cu senatorii, cu parlamentarii din județe, fiecare organizație sindicală. Stăm de vorbă cu parlamentarii pentru a ști când se pune în dezbatere exact că asta este doleanța, într-adevăr, a maselor, a cadrelor didactice. Mai mult, Federația, ca să elimine acest scandal cu manualele și copiii să stea fără manuale... Ce am spus la început, ca manualele să fie patrimoniu național și să nu mai urmeze aceste demersuri, aceste de licitație publică. Începe scandalul dacă se atribuie la o editură un manual, imediat sar ale alte contestație, mai stai încă 30 de zile sau cât durează. Durează mult mai mult, da, cu toate procedurile. Iar copiii stau fără manuale și atunci manualele să fie chiar Ministerul Educației să-și facă propria editură, manualele care sunt acceptate de corpul din minister, de către profesori, să fie tipărite, nu stăm că vine ăsta cu un manual colorat în albastru, alălalt în roșu și mai frumos îl luăm pe ăla. Sau... Ne aflăm pe final de emisiune. Sunt și alte probleme care sunt ridicate. De exemplu, cineva spune așa, vorbiți de revizuire a metodologiei pentru concursul de director. Aveți dreptate. Cum la fel ar trebui să se facă modificări și la legea ARACIP și la multe alte legi care se fac în educație cu picioarele. Da, așteptăm nou ROFUIP, ordinul de ministru este semnat, dar în momentul în care a ajuns la monitorul oficial, din ceea ce am înțeles, acolo s-au făcut niște corecturi cu virgulele și au dat peste cap conținutul documentului. Ai doar a sărit sau s-a schimbat virgula aia, a schimbat și textul? Schimba, nu, sensul. Da, sensul, da, cuvintelor, și a trebuit din nou refăcut, oricum trebuie să apară în monitor. Și vedeți de aici și acele comisii pe care noi le contestam, 24 câte erau, acum în nou ROFUIP sunt decât 7. Bine, unele sunt... Bine, ele sunt, doar, sunt 7, dar fiecare are mai multe subcomisii care s-au depășit pe cele 24 anterioare. Da, dar nu sunt obligatorii, da, aici, toate asta acționează. E mare avantaj, da, că, da. De exemplu, comisia de orar. Își desfășoară
desfășoară activitatea acum la începutul anului școlar. Corect. E un colectiv de 3-4 profesori care în fiecare școală face orarul. Poți ca să dai și... Mai sunt acele comisii care sunt obligatorii prin alte legi de stat. Comisiile metodice, comisia de diriginților și altele care oricum sunt... Și oricum funcționează acestea. Era asta și cred că mai era o întrebare, dar cineva care vă întreba, da, era vorba de celelalte drepturi pentru cei care n-au avut hotărâri judecătorești, de când se aplică? A apărut metodologia de aplicare a legii 85, acolo spune absolut când, problema este să vedem când vin banii. Aici este, deci cei care au ieșit la pensie au dreptul, probabil au făcut deja cerere la școlile care au funcționat în acea perioadă, urmează cei care au ieșit la pensie vor primi toți banii integral, școlile și-au făcut calcule. Cei care sunt în activitate, iar în perioada următoare trebuie să iese la pensie, în momentul în care ies, primesc restul de bani, până atunci la fel îi vor primi în tranșe pe o perioadă de 5 ani cei care lucrează în învățământ. Acum să vedem, trebuie să vină și banii dacă tot s-a dat legea. S-a dat legea, că a fost dată pentru cineva asta. Și cu scop electoral până la urmă. Da, probabil dacă vin și banii e clar. Da. Dar până la urmă, bine că s-a dat, problema e să se și pune în aplicare. Sunt, că aici sunt colegii noștri, într-adevăr, o parte din ei sunt din vina dumnealor, că au zis, lasă, luați voi că ne dă și nouă, alții nu sunt membri de sindicat, alții din greșeala liderilor de sindicat, că nu i-a informat la timp sau au crezut că probleme au fost la profesorii care au funcționat în două sau mai multe școli. Un lider dintr-o școală le-a făcut acțiunea în instanță, altul nu a zis că fac ceilalți. Au fost școli unde omul respectiv n-a vrut să dea suma aceea ca să-i se calculeze. Da, la momentul acela noi la Uniunea Județeană nu aveam acel jurist angajat. Acum avem și în ultimul timp n-am mai avut... Cu siguranță ar mai fost și alte lucruri de vorbit. Din păcate am depășit timpul alocat emisiunii. Vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră la emisiune. Vă mai așteptăm aici. Și eu vă mulțumesc și asigur colegii, membrii de sindicat și nemembrii de sindicat că organizația sindicală acționează și face toate demersurile pentru a le rezolva într-un mod favorabil toate aceste probleme cu care se confruntă dumnealor. Dar apelăm la dumnealor concret, lucrurile concrete dumnealor le trăiesc în școli, nu peste tot putem să pătrundem și să știm absolut totul. Atunci când lansăm în dezbatere un proiect de metodologie, un proiect de ordin de ministru, automat și dumnealor să le citească, să le discute în colectivul de profesori, să vină cu propuneri, că nu le putem stăpâni noi absolut pe toate. Vă mulțumim! Dragi telespectatori, a fost cu noi domnul Constantin Huică, președintele Uniunii Sindicatelor Libere din Învățământ Gorj. Mulțumim de atenție, la revedere!